Bine v-am găsit, oameni buni! Salutare, oameni buni! Trăiască Neamorin! Aflăm la târgul de la Sachioști. Suntem aici la Sachioști, la târg, un târg tradițional. Neamorin știe mai bine. Da. Așa cum ne-ai promis, Neamorin, ne-ai adus la târg. Da, v-am promis, m-am specificat, am început o specificație despre acest târg de aici de la Sachioști, că este un... o piață oarecare și este un târg care s-a menținut de mulți ani, de zeci de ani, de sute de ani, care oamenii care au fost crescători de animale au înființat acest târg. Astăzi am venit la invitația dumneavoastră, care m-ați întrebat odată ce este cu acest târg. Și astăzi am venit aici să întâlnim fermieri, ciobani, să întrebăm, să vorbim despre acest târg. Care este rolul lui? Eu sunt locatar, locatar din partea locului de aici de sat și vreau să vă spun că orice loc are o poveste. Eu aici m-am născut, aici am crescut, sunt dintr-o familie simplă și doresc să promovăm atât de simplu cât ne pricepem. Poate alte persoane sunt mai în măsură, care cunoaște istoria comunii Sachioști mult mai bine. Știți ceva? Sunt și, au dus și animale? Da, deci târgul... A fost și de animale cândva aici? Târgul a fost numai pentru animale. A fost. Da, deci, numai pentru animale și aici oamenii când veneau, nu venea la târg numai ca să vină la târg să vândă animalul, să cumpere animal, nu. Venea totodată și într-o relaxare. Oamenii se întâlneau, discutau, vorbeau despre diferite realizări. Da. Și acum tot în relaxare, ne aflăm, e duminică azi. Da, tocmai asta este că am venit la, cum am mai spus, târgul este la fel ca și o mare sărbătoare aici, nu numai ca o piață simplă, ca oricare piață. Noi o să filmăm tot târgul așa, luăm la rând, să vedem cam cum e tradițiile astea cu târgul, că e frumos. Târgul de la, de la Sachioști. Da, târgul de la Sachioști, da. Haideți cu noi să vedem ce-i pântâri. Haideți, bineînțeles. Să-i promovăm. Oameni buni, ăsta e locul natal al lui domnul Marin Chioșdeanu. Șobani fermieri, vă salut! Oamenii de la Sachioști! Sunt locatari aici, să trăiți! Să trăiți locatari de la Sachioști! Uitați-vă că domnul Fane și câinii! Salutăm toți locatarii! Da! El mă spunea Gheorghiță Marin, care este un vechi fermier, un vechi cioban, care aici a dominat. Este bine, este bine. Atenție aici, că suntem aici la filmare. Da, da, foarte bine. Vorbește și acolo, ești un vechi fermier, care ai obișnuit dintotdeauna să vin fiecare duminică aici la... Din tatăl fiu, din tatăl fiu. Și spune că aici târgul a fost numai pentru animale. Da, da. Schimbarea s-a făcut într-un timp mai târziu. Da, a fost numai pentru animale. Da. Ai să obișnuia dintotdeauna să vină să vând aici oi, capre, vaci, porci. Mai sunt animale la televiziune, ia să le dau vreo 20 de bani, dar sunt ia, ia, spune-mi. Dacă ia, vine, ce mai faci noi, băi? Am venit să promovăm cu unul Sachioști, mă tale, ești un om vechi. Îmi pare bine că te-am întâlnit și te-am găsit aici, mă tale, ca un om vechi care... Îmi dai și mie 10 surpane, îmi dai, îmi dai? Vă dau. Și 10 gheaușe, capri. Eu când ne-a gărit să l-am pomenit cu capri gheaușe. Da, este un cioban care l-am pomenit. Am învățat la el de capri gheaușe. Am pomenit, da, cu capri gheaușe. Oase am trăit cu animalele aici, am stat. Să mergem mai departe. Hai mai departe, văd că nu mai sunt animale, acum sunt doar produse. Nu ne-am mai dat voie cu ele. Nu, n-am mai dat voie. Doar cu porc, o leacă. Sistemul situației a schimbat lucrurile și automat au trecut și pe diferite confecții de îmbrăcăminte, de pielărie, de târgu. Da. Trebuia să se ocupe într-un mod anume. Hai să mai vedem ce-i pe aici. Chiar sunt curios. Hai, sănătate! Doamne ajută și dumneavoastră, sănătate! Aute, miere, brânză, ia! Aute ce e aici, aute ce mișto!
Aute, produse tradiționale aici. Pastramă. Bine că am mâncat, am venit cu porțile pline de la Dumnezeu. Noi am mâncat la Nea Marina acasă, dar... Ne uităm de când fără să mai poftim. Aute. Dar se numește Niciovan, care vine. Sănătate. La piață, prânză de dacă voi este îmbraci aici, să te îmbraci aici, găsești. Ești de îmbrăcat. Ce vrei să ții? Training? Gumari. O ferește de gumari. Au de aici fan, ce e? Sunt și legume și de toate. Târgul s-a schimbat în tradiția, în tradiția confecției. S-a interzis comercializarea animalelor, nu? Da, comercializarea animalelor care, datorită de și diferitor boli care au fost în ultimii ani, cum a fost vaca nebună, limba albastră, griva aviară la păsări, festa porcină la porci, ultimul timp care se poartă și astăzi, și datorită la aceste lucruri de diferite boli, nu mai s-a dat voie decât... Văd că are marfă bună, gești frumoase. Da. Decât să te duci la Zara sau unde te mai duci? Nu mă duc în mall, eu cumpăr din locuri simple, mă, eu sunt un om simplu, Dane. De data viitoare, de aici vii să ții. Da, aici, de la Târg Iau, să sponsorizăm și să încurajăm târgul ăsta tradițional de la Star George. Aute ce produse tradiționale. Săruna. Ia uitați, oameni buni, ce produse tradiționale. Care este managerul abatorului? Să vrei să te uiți? Ceva animalul se mai să mai sunt și să mai apare, ca da, slăbuțe. Animalele lui Dumnezeu, adică cum este ursul de aici dintre oameni. Ai mare, mare noroc. Ai vești voi. Pe cineva cu oaie la piept. Câte de urși animale din ala fără. Mai și câini. Vă salut! Din câte sute de oi și capre se vindeau odată, uitați acum ce, câte au rămas, câte vine. Hai să de ce oare sunt așa puține? Nu mai vine lumea cu oi, cu... Da. Vă salut! Nu mai este cum erau odată sute de animale, datorită interzicilor, situațiilor de probleme de sănătate. Păcat, păcat acum că... Nu mai poate cu aviz sanitar veterinar să poate vinde un animal... Că asta este vremurile. Oamenii au rărit cu creșterea animalelor. Cu toate că s-au ocupat în toate timpurile, aici oamenii veneau nu numai din Mura Starchiuș, venea și din alte localități învecinate, venea aici în târg și își vindeau animale, vaci, cai, porci, oi. Da, 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 da. Datorită sistemului care s-a schimbat, lumea a rărit cu creșterea animalelor, prea puțin mai sunt și care mai sunt, fermierii cei mari nu mai vând. Doar cât un om de rând, uitați-l aici, da, 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 da. Cât o oaie, cât o capră. Slăbuță, slăbuță. Vă dau și berger, vă dau și o oaie, vreau. E că noi jucuiu, asta îmi spuneți cum e. Păi nu. Mai dăm un tur aici de... Pe partea asta. Da, aici articole de vestimentație, vestimentare. Aici oamenii trebuie să vă îmbrăcați ieftin și bun, aici aveți. Totuși lumea nu mai este interesată, adică de o... adică de o prezență așa, de o atenție, adică de cinema, că fiecare e cu gândul lui, după ideea lui, după ce-i trebuie altceva. Da, uite ce geci aici, interesant. Da, 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 da. Reflectorizat. Ha, o luăm pe aici? Da. Uite geci reflectorizant aici, care vrea. Foarte faină. Mă, uite și tot felul de bocanci, da? Uite, frate!
Da, calitate pentru munte, pentru astea. Da, mă, sunt buni. Eu nu are fane dacă ți-e rea dor și vrei să începi școala, ia? Da, la YouTube-ului. Mai facem o dată școala. Ia uite-l, măi, omule, măi, salut, băi, cătă, mă. Ce vânt te aduce pe aici, băi, cătă? Am venit la piață, ca duminica. Ia uzeam, mă. Chiar și așa. Este și el tot din acest loc natal ca și mine. O să mergem. Da. S-a născut și el aici, a crescut de mic copil. Tot din da. Familie simplă, să zic și eu. Da, și aici sau un ceară cu să mai mergem pe aici. Domnul Fane, pe Neabasile, vă salut. La bătrân. Da, domnul Vasile. A fost un cioban și a ciobănit cu el la oi. Un cioban, exemplu, un profesor de cioban, care îmi dădea foarte bune lecții ca ciobănie, ca ordine, ca cioban, ordonat. Da, uitați-l aici pe Neabasile Bescu de la bătrân. L-am văzut și eu pe mine, cu ceea ce cunosc, o să vă explicăm. A bat pe internet ceva, da. Hai cu tătăiță. Păi cine cunosc, atenționez pe lumea că-i cunosc și-i bagă în seamă. Cine nu dorește să-i faci să-i bagă în seamă, să-i fie cu păcat. Corect. Mie îmi place să-i promovez pe tău și să fie simpatic cu toată lumea. L-am cunoscut și l-am retras lângă mine. Că câte oi mai ai? O 500. Lasă fie cu noroc. Da, Neabasile. Să fie, ia zi ce-a făcut, da. Hei, vorbim la tata. Gata, hai. Sănătate, numai bine. Dânsul de-asta e tradițional de toamna afară, când ai nevoie de ceva acolo să-mi strângi frunzele, ne mai pomeni. Ia uite aici, ustensile pentru cai. Ia uite. Topoare. Și bineînțeles mititei acolo. Au te fare aici, tot ce-ți dorești. De la carabine pentru câini, până la coasă, până la astea de flex, tot ce vrei. Au de carabine, eu. Auto. Frumos. Da. Hai, cam găsești tot ce vrei, fane, la târgul ăsta, nici observ. Adică, eu zic că e bun. E bun, e bun. Bine azi, mănânci un mic? Fane, trebuie să degustăm și un mic acum, dacă suntem la târg aici. Uite. O să te omoară, chiar dacă a mâncat, v-a zis, a venit. Cătălin îmi zicea că vrea să mănânce niște mititei aici. Aute ce bine arată, ia uite, ia. Păi da. Se poftă, cătă, se poftă? E și poftă și e tot chioși de-am de-al nostru. Da, iau. Mai ați vreme. Așa că nu-i problemă. Ia uitați, oameni buni, au venit mici aici. Bunea Marina aici. Arată bine, arată bine. Vă salutăm. Hai că avem o boxă aici, nu s-aude nimic. Ia uitați, oameni buni, ce bine arată coasta asta. Belea, belea mare. Numai aici, la Star Kiosk, se poate mânca așa ceva. La bunul, la fel ce se facă pe treabă. Hai că am plecat din târg, oameni buni, de la Star Kiosk. Ne îndreptăm spre centru. Oameni buni, am ajuns mai aproape de centru Starchioșdului, aici e școala. Urcând către centru comunii Starchioș și vreau să vă arăt cum oamenii mergeau într-o relaxare către târg, până în centru și înapoi, nu numai pentru să cumpere oamenii animale sau să vândă animale. Chiar și tineri și tineretul mergea într-o relaxare, într-o plimbare, exact cum mergem și noi acum. Și vreau să vă arăt aici această școală, care și eu am muncit la ea și am pus cărămidă la ea, aveam vârsta de 12 ani, chiar am pus și eu cărămidă și am muncit la această școală. Și am și învățat în ea totodată și
Aici am făcut 10 clase. 10 clase ați făcut aici? 10 clase am făcut aici, da. Ați făcut ceva? Da. Totuși. Haide să mergem hai, spre centru. Către centru, așa cum obișnuia toată lumea să mergă într-o relaxare pe această stradă. Acum strada e în reparații, probabil. E în reparații. Și așa mă ne merg noi astăzi. Da. Haideți, hai să vedem. Îți prezentăm pe Nativ Felipe, care l-am întâlnit la Sarchiuș. Aici este un foarte bun cojocar de la Drajna, care a confecționat cojoace, pălării, căciuli în pălării, căciuli și ceva ce mi-ai făcut mătoare, ce mi-ai făcut în viață. Plăbim de piei, cojoace. Da, da, da. Trebuie să menționăm că am ajuns aici, în centrul Starchioșdului, avem acolo monumentul din centru. Un meșteșugar care toată viața a confecționat cojoace și tot altele geamuri. Este cunoscut de mulți șobani care... A fost odată. Tot felul de alte necesități ale șobanilor. Vă mulțumesc! Sănătate! Haideți să mergem mai departe spre centrul Starchioșdului aici. A vrut neamărit să ne arate centrul unde a copilărit. Hai să traversăm până nu ne calcă vreo mașină. Uite statuia lui Decebal aici, oameni buni. Da, acest monument reprezintă ceva din timpurilor dacilor și romanilor. Care... Aici se relaxează oamenii la o bere. La doi pași aici. Despre toate realizările lor de fotografie. Gata, neamarine. Mergem la terasă aici. Hai să bem ceva. Neamarine, aici faci cumpărăturile de obicei? Eu nu ajung aici. Sunt departe. Asta e locul natal, e departe. Da, uite, are de toate aici în magazinul ăsta. Uite aici. Dar de când e pusă statuia asta aici în centru? Nu știu să vă spun, nu sunt în măsură. E, probabil că e de câțiva ani, de mult. Da. Dar reprezintă daci și romani. Această statuie, undeva care odată cândva am auzit și se spune că romanii au avut avarasus aici undeva pe undeala aici, care poate pe vremea aceea nu îi spunea la comuna Starchioș, comuna Starchioș, îi spunea Chioșdumare. Chioșdumare pe vremea. Așa îi spunea. Aha. Și acum e Starchioș, dar dacă s-a schimbat, eu i-aș spune altfel. I-aș spune Roma, cum este capitala Roma, datorită la acest zi care a rămas denumirea de la romani. Toate drumurile duc la Starchioș, adică la Roma. Aici este o bifurcație a Starchioșului care unește cu mai multe localități din zonă. Da, frumoasă localitate, adică e înjurată să iau pe fara din sat, în spate acum. Da, dealurile acolo, nu se văd bine de aici. Haideți să mai merită, să mai mergem. Să faceți turism în țara asta, să merită să vizitați și stați. Ceva rustic. Ceva rustic. Toate mare. Știu cândva că era acum câțiva acolo să unească, să se poate de comuna bătrân. Era cam a doua localitate, vă vedeți acolo. Prima era Cioran. Și a doua e acum acolo. Nu știu, acum ha! Mai mergem încă, nu prea, nu prea se aude de gălăgia asta. La ce ore? Gata, oameni buni, ne luăm la revedere acum de la târg, de la locul natal. La revedere de la locul natal, de la târg de la Sarchioș, și cum am mai spus, că orice loc are o poveste. Eu atât am avut un subiect scurt să vă spun și vă mulțumesc că m-ați ascultat și care v-a plăcut. Sănătate tuturor și numai bine de la Sarchioș, de aici, din târg.